Deși suntem în Noul Testament, în epistola către Romani, pentru că avem nevoie de exemple de har revărsat abundent de Dumnezeu, fără vreo legătură cu orice ar face omul, vă invităm să privim împreună la eroii Vechiului Testament și nu orice exemple, ci nume notorii. Avraam, părintele fondator al națiunii Israel, David, cel mai mare rege al acestui popor ales, oricât de măreți, au fost și ei la fel ca noi, în stări disperate, păcătoși pierduți, fără Dumnezeu, dar au fost mântuiți prin credință și doar prin credință și har, desigur. De altfel, întreg capitolul 4 al epistolei către Romani se ocupă de figura, exemplul și lecțiile pe care le putem învăța observându-l pe părintele tuturor celor credincioși, Avraam. Dumnezeu îi promisese lui Avraam că urmașii săi vor fi numeroși ca stelele de pe cer și ca nisipul mării, chiar dacă soția lui părea a fi mai degrabă stearpă și amândoi erau vârstnici. Dar Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit această încredere ca neprihănire. Când Dumnezeu ne mântuie, El nu doar că extrage păcatele noastre și le șterge, cine și adaugă neprihănirea lui Hristos ca să putem sta în picioare înaintea Lui. Vezi și Romani, capitolul 4, versetul 3 și Geneza 15, versetul 6. Îl pomeneam și pe regele David, care și el a călcat clar și deliberat legea. Dar când și-a dat seama, David și-a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a iertat, l-a primit și l-a mântuit, prin credință. Așadar, astăzi, dacă admiteți că aveți păcate și că aveți nevoie de iertare și de eliberare, întoarceți-vă la Dumnezeu, încredeți-vă în Iisus Hristos, primiți-L ca mântuitor personal. Indiferent cine sunteți sau ce ați făcut, Dumnezeu e gata să vă ierte și să vă primească, să vă mântuie și să vă ofere viața veșnică. El ne socotește răspunzător și va trage omenirea la socoteală pe baza acestei unice întrebări. Ce ați făcut, ce faceți cu Fiul meu care a murit pe cruce pentru voi și în locul vostru? Când Adam n-a ascultat de Dumnezeu în grădina Eden, acea singură încălcare a voii divine a aruncat rasa umană în haosul păcatului. Dar similar, actul de sublimă ascultare a lui Iisus de pe Golgota face posibilă mântuirea oricărui păcătos care se pocăiește. Să știți că în Hristos am câștigat și avem mult mai multe decât am pierdut în Adam. Și privim azi cu credință înspre ceva mult mai minunat decât grădina Eden. Iisus Hristos ne va pune la dispoziție o veșnicie ce ne taie respirația celor ce primesc darul vieții Lui. Deși n-am început de mult, cred că am străbătut porțiunea grea a drumului prin epistola către Romani și am formulat deja problema, chestiunea păcatului. Ați înțeles, sper, că este posibil să nu comparăm la judecată înaintea lui Dumnezeu datorită răscumpărării obținute pentru noi de către Iisus Hristos cu prețul uriaș al jertfei sale de pe crucea de la Golgota. Ceea ce a făcut El pentru noi ne absolvă de pedeapsa pentru păcatele noastre. O casă și o viață veșnică împreună cu Iisus îi așteaptă pe toți cei care și-au pus încrederea în El. Dar ce putem spune despre aici și acum? Niște răspunsuri data viitoare.